Mănăstirea Hadâmbu se pregătește de o nouă sărbătoare, și anume procesiunea Drumul Crucii, care are loc din anul 2012 până în prezent, în fiecare an, atât pe 14 septembrie, de înălțarea Sfintei Cruci, cât și în Sfânta și Marea Joi. Alături de noi se află Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, pe care îl rugăm să ne spună câteva cuvinte despre cum s-a născut ideea amenajării unui drum al crucii pe o porțiune din dealul care duce spre Sfânta Mănăstire Hadâmbu. Mila lui Dumnezeu, sunt 10 ani de când parcurgem drumul crucii. Acest gând l-am avut mai tot timpul, atât timp cât după Revoluție, când am redeschis în 90 această frumoasă mănăstire care era o ruină doar, m-am gândit că urcând dealul pe jos deseori, chiar de la Ciurea, Mogoșești pe jos, prin pădure, până ajungeam în dealul mare. Făcând o vizită în Țara Sfântă, am mai spus-o deseori, am venit cu acest gând, cred că Bunul Dumnezeu m-a binecuvântat să, în dealul mare, să fac acest drum al crucii, adică să ridic aceste 14 troițe, cu gândul că sunt mulți pelerini credincioși care îl parcurg pe jos, de când mă știu aici, aproape de 33 de ani, mulți credincioși, chiar dacă nu erau troițe, veneau pe jos, gândind cu gândul că Dumnezeu, Maica Domnului, îi va număra pașii până în dealul mare. Și atunci am propus către fiii mei duhovnicești, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facem acest drum al crucii, adică să ridicăm aceste frumoase troițe în stil ștefănean moldovenesc. Și de mila Maicii Domnului, iată că s-a realizat acest drum al crucii, gândind că oamenii poate că nu au putere financiară, majoritatea, să spun, să ajungă în Țara Sfântă, au această mare binecuvântare, unde, de altfel, an de an, atât în Joia Mare, după cele 12 Evanghelii, cât și pe 14 septembrie, din înălțarea Sfintei Cruci, unde, de altfel, a luat o mare amploare, unde putem spune chiar mii de pelerini se pierindă, începând din ajun, până în ziua înălțării Sfintei Cruci. Iată o frumoasă tradiție aici la Hadâmbu, o tradiție care are în spate, să spunem, anii de jertfă și încununarea anilor de jertfă aici la Sfânta Mănăstire Hadâmbu. Bine, acum este foarte greu să dau timpul înapoi, cei 33 de ani de încercări, multe încercări. Dar la început nu cu obștea, fiindcă eu am fost singurel aici, negăsindu măcar unde să-mi plec capul. Și mi-am pus în gând tot timpul acest gând că nu știu dacă voi reuși, fiind foarte tânăr, să spun, la 26 de ani am venit aici, să voi reuși să ridic ceva în locul acesta părăsit și cu drumul anevoios. Nu m-am gândit vreodată în viață unde am ajuns astăzi. Iar la început, venind așa, fiind trimis de înalt preasfânt supimen al Sucebirii de Dumnezeu să-l odihnească, m-a trimis aici că voi găsi o căsuță, o cameră, e bine, n-am găsit nimic, doar o grotă, să spun, unde era plină de pământ, unde încetul cu încetul am făcut ceea ce am făcut să pot vețui, să-mi plec capul în acel turn unde este icoana Sfântului Ioan Botezătorul, Paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul devenit. Dumnezeu cred că a trimis oameni cu suflet mare să refacă, să mă ajute să refac acest monument istoric, e bine, nu în totalitate, dacă ne gândim bine la zidul cum arată, este pe timpul 1659, mănăstirea a fost părăsită aproape 33 de ani, unde n-a fost piatră pe piatră. Acum iată că Dumnezeu lucrează prin oameni și nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a blagoslovit și mi-a blagoslovit pașii să urc în dealul mare, acum aproape 33 de ani, să redeschizi această frumoasă oază, acest monument care nu era nimănui, că Dumnezeu l-a vegheat, l-a străjit foarte bine în afară de și Maica Domnului Icoana Făcătoare de Minuni, fiind monumentul închis cu două lacte. Iată așa am ajuns la Hadâmbu, un loc părăsit timp de 33 de ani, unde n-am avut doar unde să-mi plec capul, văzând ce drum anevoios, că venea lumea pe jos, tocmai de la Mogoșești. Așa urcam pe timp de iarnă, pe cineva, dacă ploua, nu mai puteai urca niciun material, dar vedeți că Maica Domnului
ne-a binecuvântat și m-a blagoslovit, oameni trăitori, să spun așa, care au venit pentru suflet și s-au regăsit, să spun așa, că altfel nu mai venea la o oară. Și uitați că Maica Domnului a lucrat atât de frumos în acest loc binecuvântat de Maica Domnului Dumnezeu, încât nu crede nimeni că aici a fost o ruină și arăta acest loc, acest sfânt așezământ, ca după război. E mâna lui Dumnezeu. A lucrat Dumnezeu prin mine păcătosul și pe cei care i-a trimis Dumnezeu să mă ridice în această ruină. Preacuvioase Părinte, aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre programul liturgic din ziua Înălțării Sfintei Cruci, începând cu programul liturgic din ajunul sărbătorii și continuând cu cel din ziua Înălțării Sfintei Cruci, când se va oficia Sfânta Liturghie Arhierească. Bine, nu de mult am avut o mare binecuvântare, chiar nu știu cum să-i dau slavă lui Dumnezeu, mai în cerul Dumnezeu, mă refer la hramul, monumentul istoric, 8 septembrie, nașterea Maicii lui Dumnezeu, a fost prezent în Alt Preasfințul Părintele nostru, Mitropolit Teofan, care ne-a bucurat cu prezența, și nu numai cu prezența, ci ne-a sfințit frumoasa clopotniță care a dăpostit și 13 clopote și ne-a binecuvântat, să spunem, ostenelile noastre a obștei și a credincioșilor, care s-a efectuat această frumoasă lucrare în timp de 2 ani aproape. Și apoi, iată, ne apropiem cu pași repezi de Înălțarea Sfintei Cruci, unde v-am mai spus că a luat o mare amploare, iar noi ne pregătim sufletește, duhovnicește, cum să vă spun, să așteptăm chiar mii de pelerini care vin din toate colțurile țării noastre, începând din ajunul Înălțării Sfintei Cruci. Seară, când va avea loc privegherea la ora 18, litie, și apoi la 19:30 scoatem în procesiune din monumentul istoriei Sfânta Icoană Făcătoarei a Maicii Domnului, unde va fi depus în baldachinul din ograda mănăstirii. Apoi la ora 20:30 taina Sfântului Maslu, în miezul nopții utrenia, în ziua prăzării Înălțării Sfintei Cruci, la ora 8 dimineața, cu binecanoanele, acatistul, ceasul 36, și vom întâmpina pe preasfințitul părinte Maschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevii Rădăuțului, și la ora 9 începe Sfânta Liturghie. Apoi, după Sfânta Liturghie, mă parcurge drumul Crucii, vom coborâ până la poarta Bucuria Crucii, unde, începând de la prima troiță, vom rosti o Sfântă Evanghelie, o ectenie, așa perândându-ne, urcând, parcurgând drumul Crucii, până la 14-a cruce, unde preasfințitul părinte episcop Damaschin Dorneanu va ține cuvânt de învățătură. Apoi vom reveni în cetate, în mănăstire, unde toți pelerinii credincioșii vor lua parte la agapa frățească, adică la masa care se face de obicei pentru toți pelerinii care vin în sfânta noastră mănăstire. Preacuvioase Părinte Stareț, aș dori să ne spuneți cu ce gând îi așteptați pe credincioșii care deja și-au anunțat prezența aici la Sfânta Mănăstire Hadâmbu pentru a participa la procesiunea Drumul Crucii. Ce gând aș putea eu să aștept pe credincioșii care sunt podoaba bisericii noastre, care mai tot timpul orice sfântă mănăstire își are iubitorii locului? Îi așteptăm cu același gând. Tot timpul m-am străduit să fiu mai calm, mai plecat în fața tuturor celor care ne calcă pragul și să îi primesc așa cum de altfel merită foarte mulți dintre ei. Bunul Dumnezeu să ne ajute an de an să avem aceeași dragoste față de cei care ne calcă pragul Sfintei noastre mănăstire, și de altfel știm prea bine că foarte mulți pelerini poposesc chiar înainte de Sfânta Preacuvioasă mult Maicii noastre Parascheva, unde găzduim câte 500 de pelerini în fiecare seară sau începând măcar de la hramul acoperimântul Maicii Domnului 1 octombrie la frumoasa catedrală a Mănăstirii Hadâmbu, reperindă foarte mulți pelerini care vine spre Sfânta, mult milostiva Preacuvioasa Parascheva, urcând și poposind și găzduindu-i în mezi noapte la Hadâmbu. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste frumoase gânduri pe care le-ați împărtășit tuturor celor care ne ascultă și
Vă doresc să aveți parte de o vreme frumoasă și de o slujbă pe măsura sărbătorii înălțării Sfintei Cruci. Vă mulțumesc, bucurie sfântă, Doamne ajută!